În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi ajuta pe voi? Iubiți credincioși, cred că una dintre cele mai greu de explicat noțiuni și trăiri în Ortodoxie este credința. Credința este un dar și nu poate fi explicat, nu poate fi nici măcar constatat. Este un lucru atât de intim încât vagi posibilități de introspecție aparțin numai celui în cauză. Iată ce ne provoacă în această vară Sfinții Părinți. Și anume, aleg din toată Scriptura, din toate vindecările pe care Mântuitorul le-a făcut, din toate alungările de duhuri care s-au săvârșit în timpul vieții Mântuitorului, ne aleg vindecarea copilului care avea duh mut, adică al lunaticului. Este de 3 ori într-un an când se vorbește despre această situație. De 3 ori într-un an și vă imaginați că de fiecare dată slujitorul care se apropie de înțelesul acestei pericope trebuie să sape în el, nu în altă parte, să găsească rostul și rolul pentru care de iată că aproape 2000 de ani, de 3 ori pe an, ne întâlnim cu un tată care duce de mână pe fiul său, la Mântuitorul care era înconjurat de ucenici și de apostoli. Și îi se închină și spune: Învățătorule, ai milă de fiul meu, că este lunatic. Și de multe ori Duhul îl aruncă în apă și de multe ori în foc. De poți ceva, ajută-i. L-am adus și la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Și apoi Mântuitorul a spus: O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi ajuta pe voi? Aduceți-l aici la mine. Și l-a adus la Mântuitorul, care a certat Duhul și copilul a fost eliberat. În momentul în care a fost eliberat, au plecat toți mai departe, dar ucenicii au rămas cu o întrebare pe care i-au adresat-o Mântuitorului atunci când au rămas între ei. Pentru ce noi n-am putut să-l scoatem? Nu este o întrebare pusă cu năduf, nu este o întrebare pusă ca o aluzie, nu este altceva decât dorința ucenicilor de a afla dacă pot să facă ceva mai bun, dacă pot și ei să vindece într-adevăr. Pentru că știm că Mântuitorul îi trimisese deja într-o misiune, așa zis, de probă, în care constatați-le că li se pleacă duhurile, constatați-le că vindecă, înviază din morți. Și atunci când s-au dus la Mântuitorul ca niște victorioși, iată, Învățătorule, duhurile ni se pleacă, înviem morții. Mântuitorul i-a temperat foarte blând și le-a spus: Nu vă bucurați că vi se pleacă duhurile. Bucurați-vă că sunt numele voastre scrise în cer. Înseamnă că bucuria noastră nebunească, atunci când avem o victorie împotriva celuilalt sau împotriva noastră înșine, este o vânare de vânt. Iată care este adevăratul sens al bucuriei. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și iată că, mergând mai departe, ajungem și la temă. A spus Mântuitorul: din pricina necredinței voastre, n-ați putut să-l vindecați. Căci adevărat vă spun vouă, cel care are credință cât un grăunte de muștar, zice muntele acestuia, mută-te dintr-o parte într-alta și se va muta. Dar acest neam de diavol nu iese decât numai cu post și cu rugăciune. Și a continuat cu ceea ce de fapt vreau să începem. Le-a prevestit Mântuitorul ucenicilor pentru a treia oară că va fi dus el la Ierusalim în fața oamenilor păcătoși care îl vor răstigni
dar a treia zi va învia. Și, și Sfântul Evanghelist Matei, care relatează această situație, ne spune: și s-au întristat ucenicii săi. Vreau să începem, în primul rând, prin a desluși puțin credința aceasta cât un grăunte de muștar. Se știe că muștarul are o sămânță, una dintre cele mai mici, față de ce arbust va răsări din el. Făcând comparație, o nucă din care răsare un nuc, un falnic nuc, este ca raport foarte mare față de grăuntele de muștar din care este un arbust. Va să zic că ne trebuie puțin, dar ne trebuie adevărat. Ne trebuie puțin, dar ne trebuie trăit. Ne trebuie puțin, dar trebuie să fie aplicat. De multe ori ne-am întâlnit și în Pateric cu această sintagmă a credinței cât un grăunte de muștar, care poate să spună muntelui: aruncă-te în mare, sau muntelui îi poate spune: mișcă-te dintr-un loc într-altul. Știm diverse răspunsuri, știm pe Sfântul Părinte care, atunci când a venit cineva să-l întrebe cum e cu această credință și cum poate să aibă și el această credință, a spus: dar este foarte simplu, uite, zici muntelui acestuia, du-te și aruncă-te de mare, și odată s-a făcut un cutremur și a zis: nu munte, nu cu tine vorbesc, cu fratele. A fost folosită, să știți, nu numai în creștinism această putere de exprimare a credinței. Chiar Mahomed a fost ispitit, după cum bine știți, în islam, cu această provocare să facă, să aducă muntele către el. Ați auzit de expresia: dacă n-a venit muntele la Mahomed, vine Mahomed la munte. Și el s-a gândit vreo 3 zile cât a avut de răgaz și și-a adunat toată oștirea și în fața lor a făcut o rugăciune către Allah, a zis: Allah, n-aș vrea să vină muntele ca să îmi decimeze oastea, mergem noi la el. Vedeți, credința poate să fie privită din mai multe unghiuri. Dar astăzi mi-am propus să vă vorbesc, pentru că de foarte multe ori, acum de 3 ori pe an, în 22 de ani, vă imaginați că mi-au căzut de câteva ori rândul să slujesc în duminici ca acestea, și v-am tot explicat despre faptul că e singura dată în Evanghelie în care ni se vorbește despre un tată cu copilul. În general, și noi când ne uităm pe stradă și vedem un copil neputincios, cred că în proporție de 1000 la milion, este mama lângă copil, nu e tatăl. V-am vorbit și despre acest aspect, v-am vorbit și despre faptul că îl aruncă în apă și de multe ori îl aruncă în foc. V-am vorbit și despre noctabulii aceștia care ziua dorm și noaptea fac ca toate cele. Am atins multe puncte de vedere, dar astăzi vreau să vă spun altceva. Am să vă vorbesc puțin despre credință. Pentru că ce le-a lipsit apostolilor și ucenicilor Mântuitorului a fost faptul că Mântuitorul le-a spus clar: din pricina necredinței voastre. Și atunci cum putem să ne imaginăm niște oameni care sunt lângă Hristos să nu creadă? Da, așa suntem și noi. Suntem lângă Hristos, acum ne vom și împărtăși, vom fi cu Hristos în noi, Hristofor, purtător de Hristos, și totuși nu suntem destul de credincioși. Adică, credința nu este ceva pe care să-l folosim împotriva celuilalt. Mă gândeam acum vreo câteva zile, când mă supărau niște zgomote despre care mi s-a reproșat că vorbesc prea mult în biserică, dar o să vorbesc până când toată primăria face ceva cu ele. Eu înțeleg vacanța, dar la 2 noaptea până la 5 dimineața nu se poate să urli pe plajă tot felul de dedicații. Nu se aude muzica, se aude numai dedicații pentru cutare, dublă pentru cutare, triplă pentru cutare, mă rog. Și în momentul în care mă rugam eu să mă lase și pe mine să mă odihnesc, să-mi adun gândurile, mă gândeam cât de greu este să fii Dumnezeu. Acum îmi asum ce spun și vă rog să vă gândiți că sunteți în fața unui om sincer.
Cât de greu este să fii Dumnezeu, să nu desfaci pământul și să lași neghina să curgă acolo și să rămână numai grâu. Dar tocmai pentru asta trăim, ca să nu facem așa. Tocmai de asta înseamnă să avem credință, să mutăm și munții. Să nu o folosim la ceea ce nu trebuie. Să o folosim numai la ceea ce trebuie. Pentru că nu știm până la sfârșit care este rostul și rolul ispitei în viața noastră. Și anume, atunci când Mântuitorul le-a spus ucenicilor: vom merge în Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoși și vor omorâ. Și a treia zi va învia. Ce au făcut ucenicii? S-au întristat. De ce s-au întristat? Pentru că nu au crezut din toată povestea Mântuitorului decât partea cu omorâtul. N-au mai crezut sau nici măcar nu cred că au mai așteptat să asculte mesajul până la sfârșit și a treia zi va învia și n-au mai pus accentul pe înviere, ci l-au pus pe răstignire. De aici trebuie să învățăm multe. Atunci când suntem puși în fața unui fapt care ne deranjează, în fața unui interlocutor care nu vrea să înțeleagă ce îi spune, în fața unui vecin care nu vrea să asculte nimic, trebuie să ne gândim de ce suntem vecini cu acela. Pentru că Dumnezeu nu degeaba ne l-a dat acolo. De ce cel de lângă noi ne tot bate la cap toată viața cu un anumit lucru? Trebuie să ne întrebăm de ce. Nu să zicem: Doamne, fă ceva și închide-i gura. Doamne, fă ceva și trimite la casă. Doamne, fă ceva și dă-i gândul să se mute în altă parte. Nu! Pentru că asta ar însemna să ascultăm numai prima parte a mesajului. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși. Înseamnă că fiecare dintre noi avem un canon de a locui lângă cineva incomod. Chiar de a ne petrece viața lângă cineva incomod, pentru că acel incomod, am să fac o comparație cu agricultura, este un arac pe care plântuța noastră trebuie să se susțină ca să poată să dea roade. Și atunci, în întrebarea mea sinceră: Doamne, cât de greu e să fii Dumnezeu, să înțelegeți că aici vroiam să bat. În faptul că atunci când lângă noi este o situație de neacceptat, în care cu siguranță că dacă ar fi după dreptate și am implicat și Ministerul Dreptății, adică al Justiției, cu siguranță că ne-ar da și nouă dreptate, atunci să gândim totuși de ce se întâmplă lucrurile acestea. Și singura explicație este încercarea credinței. O credință neîncercată este o credință teoretică de care nimeni n-are nevoie. Ucenicii dobândiseră o credință teoretică și acum să nu credeți că sunt judecătorul Sfinților Apostoli, Doamne ferește, nu. Dar sunt în primul rând atent la mine și apoi la ceea ce vă învăț pe dumneavoastră. Credința până când merge? Până la capăt. Dacă nu avem credința că tot ceea ce se întâmplă, așa zis, incomod lângă noi, este tocmai ca să ne învețe pe noi să trăim frumos, nu avem credință. Cu credința aceasta nu putem să vindecăm un lunatic și poate că n-a venit vremea ca acel lunatic să fie vindecat. Iubiți credincioși, mare este taina credinței. Taina credinței se dezleagă în taina puterii. Omul are putere infinită. Singura limitarea omului este propria minte. Omul poate să facă orice, oricând și oricât, numai să nu se limiteze singur. Așa cum s-au limitat Sfinții Apostoli, de în loc să se bucure ascultând că Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoși și va fi răstignit și omorât, dar a treia zi va învia, iată că ei s-au întristat. E ca și când noi, când vedem necazul de lângă noi, în loc să spunem: prin acest necaz o să înviez eu și o să învăț să trăiesc frumos,
o să învăț să fac comparații, așa da, așa nu, atunci putem să spunem că avem credință. Îmi aduc aminte de cineva, era o doamnă foarte corpolentă și a întrebat-o cineva: dragă, unde lucrezi? Eu sunt model. Vai de mine, vă imaginați că imediat a fost întrebarea cealaltă: nu te supăra, dar în oglindă te-ai uitat? Păi de ce? Păi ești cam plinuță. A zice, da, păi tocmai de asta sunt model. Păi la ce ești model? La o sală de fitness. Ei, dar nu se poate. Zice, da, eu sunt modelul înainte de. Și după ce? E altcineva. Suntem modele pentru orice, fraților. Trebuie să știm însă pe ce sertar ne ducem. Dacă noi căutăm, acum vă imaginați că eu nu pot să fac niciodată promovare pentru slăbănogul din Capernaum. Nu pot, că nu mă ajută fizicul. Era Dumnezeu să-l odihnească părintele David, profesorul meu, care s-a prăpădit săracul de mult, dar îl pomenesc cu mare drag, și spunea când a fost hirotonit diacon, s-a nimerit ca la mănăstirea în timp să vină preafericitul Iustinian, care îl hirotonise. Și a zis, cine e astăzi de rând? Zice, e Duminica Slăbănogului. A, părinte David, ma ta te duci. Și el, săracul, era așa, de ce? Ai, ma tale, ai chip. O să te duci în fața omului, așa, cum îmi vorbim despre Slăbănogul Capernaum. Părinte David, într-adevăr, era un ascet, așa, de talie recunoscută mondial și, bineînțeles, că era model pentru așa, da. Eu aș fi model pentru așa, nu. Sau slăbănogul înainte de a se îmbolnăvi. Ei, iubiți credincioși, dacă tot am ajuns aici și ne-am mai destins puțin despre credință și putere, tocmai de asta v-am și destins, pentru că, după cum bine știți, Dumnezeu poate să facă ce vrea, dar nu vrea să facă ce poate. Aici este marea dezlegare a legăturii între credință și putere. Avem credință. Sunt asceți care nu numai muntelui ar zice să se mute dintr-o parte într-alta. Iosua lui Navi a zis soarelui la porunca lui Dumnezeu să stea pe loc și acum astrologii ne vorbesc despre o lipsă într-o anumită perioadă a mișcării pământului în jurul soarelui atunci când a trebuit să-i învingă pe amaleciți și să le stea soarele în ochi mai multă vreme dușmanilor. Puterea credinței este mare, numai că această credință nu trebuie să fie folosită la ce nu trebuie. Trebuie să fie folosită la o mișcare a muntelui din noi, la o mișcare a gândului care să ne învețe că tot ceea ce este pe din afară, superficial, împotriva noastră, este prietenul nostru. Numai lângă un dușman rămâi atent, rămâi treaz și rămâi pregătit de luptă. Știți ce a făcut Prâstea cel Voinic atunci când s-a dus să vadă ce se întâmplă cu merele fermecate, când și-a așezat niște țăpușe, ca atunci când îi ia somnul să dea în ele și să se ridice. N-a angajat pe cineva care să-l mângâie când îl ia somnul. Eventual să-i mai facă așa cu o frunză de palmier ca să doarmă liniștit. Asta ar însemna un credincios adevărat. A zis, Doamne, îmi așez patul, îmi moi perna. Și acum, Doamne, aș vrea ca toate zgomotele să dispară. Păi nu ăsta e sensul credinței. Nu ăsta e, sau să zicem, domnule, am un șef imposibil. Doamne, Dumnezeul meu, fă-l să nu se mai ia de mine. Păi dacă nu se mai ia de tine, cum vrei să mai urci o treaptă? Cum vrei să fii treaz? Pentru că imaginați-vă un șef comod. Un șef comod face din subalternii lui niște oameni fără inițiativă. După cum bine știți, când au ajuns la rai, un preot foarte bun și un desăvârșit orator și un milostiv și cu toate calitățile,
a ajuns odată cu un șofer de autobuz. Și atunci toți îngerii au mișcat coloana de la, din dreptul preotului, care de-a fost, merita foarte bine locul în rai, s-au mișcat în partea cealaltă și i-au zis: Matale, stai, părinte, puțin, că avem o problemă. Gata, au venit ceata, îngerilor, trompete, tot ce trebuie. Nu știu dacă erau și animatoare, dar sigur s-a dus șoferul acela de autobuz foarte țanțu și zice: ăsta, părinte, zice, nu cred că am nimerit unde trebuie. Deci eu m-am chinuit toată viața să fiu cu minte, să spun că ăsta o ia înainte. Ce da, da. Ce păi la dumitare, la slujbă, când le ținea câte o predică, toată lumea se gândea numai la lucruri frumoase. Unii și dormeau, sfărăiau. Dar zice, când era șoferul ăsta la volan, toți din autobuz: Doamne, să ajungem acasă, că cu ăsta nu-i sănătos. Fraților, a avea credință și a o folosi acolo unde trebuie este o mare taină. Să nu credem că a-l mângâia pe celălalt și a-l îmbrățișa mereu înseamnă neapărat că îl îndemnăm la a vedea numai partea roz. Am citit de curând o întâmplare cum că cineva a ascultat sfatul prietenilor și s-a dus la un psihiatru, la un psiholog după aia, ca să o ia mai moale, așa, și l-a învățat ăsta cum să facă. Dom'le, dacă am probleme la serviciu, la serviciu toată lumea are probleme, dar care e? Deci toată lumea mă bruschează, îmi cer azi ceva, mâine altceva, e greu. A, zice, uite, de luni te duci și când îți zice șeful ceva, îi zâmbești. Îți zice un coleg ceva, îi zâmbești, nu faci absolut nimic. Și să vezi ce aură vei căpăta. Și după prima zi, într-adevăr, l-a ținut cont și a zâmbit tuturor. Era așa de o bonomie extraordinară și la sfârșitul zilei a venit șeful și l-a bătut pe omăr și zice: uite care-i treaba, glumă-i glumă, dar dacă mai vii drogat la serviciu, eu te dau afară. Acum, trebuie să ne și asumăm. Aici e marea problemă. Un om credincios trebuie să fie un om care își asumă faptul că orice lucru considerat de el nedemn pentru el este cel care îl salvează. Orice se întâmplă împotriva lui, considerând omul, este exact prima parte a mesajului învierii, pe care astăzi ucenicii n-au știut să-l citească până la capăt. Nouă ni se spune în fiecare zi, în fiecare dimineață când ne trezim: astăzi o să te beștelească toți. Să traducem mesajul Mântuitorului: azi te duci în Ierusalim. Bă, ca să traducem, în loc de astăzi te duci, va merge fiul omului în Ierusalim, măi omule, te duci la birou. Tot la catedră, unde te duci tu? La locul tău de muncă. Acolo o să te toace mărunt, mărunt, mărunt. Nu o să te desființează. Dar după aia o să înviezi. Păi suntem atenți să ascultăm până la capăt. Asta este taina credinței și legătura între credință și putere. Un om puternic este un om care merge până la capăt, care nu se sperie de câteva mărunțișuri și o să spuneți: mărunțișuri, nu sunt mărunțișuri. Mi-aduc aminte că Părintele Asenie mereu spunea: tată, necazul fiecăruia e cel mai mare necaz din lume. Fiecare om are necazul cel mai mare din lume, pentru că celelalte necazuri nu sunt necazuri. Chiar mi-aduc aminte de un Sfânt Părinte trăitor în pustie, care l-a întrebat pe duhovnicul său care este cel mai mare păcat din lume, cel mai greu păcat. Zice: lasă-mă, părinte, cu categorisiri de-astea, păcate capitale, păcate potrivite. Nu, 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 mie să-mi spui așa foarte clar, care este cel mai mare? Zice: frate, e foarte simplu, păcatul tău. Păcatul tău e cel mai mare. Pentru că dacă ți-aș spune, tu care ești un milostiv, ți-aș spune ție că păcatul nemilosteniei este cel mai mare, zici, ba, eu am depășit asta. Nu, păcatul tău, neputința ta, este cea mai mare neputință din lume. Dar și virtutea este la fel. Virtutea pe care nu o ai, trebuie cultivată ca să o ai, pentru că aceea pe care nu o ai este cea mai mare din lume. De aceea, iubiți credincioși, în mijlocul verii acesteia, mă bucur că am putut în fața dumneavoastră să fiu sincer
cu mine însumi, în primul rând, și cu dumneavoastră și cu mesajul meu, să vă împărtășesc din aceste câteva zbateri ale unui duhovnic care este provocat de cel puțin 3 ori pe an să vorbească despre tatăl acela cu copilul de mână. Sincer vă spun, de-abia aștept data viitoare să vedem ce se va derula în fața noastră. Pentru că viața este atât de frumoasă și atât de plină, pe cât o lăsăm noi să fie frumoasă și plină. Vă urez o săptămână în care să constatați ce e mai dur și ce se întâmplă greu în viața dumneavoastră și atunci să vă aduceți aminte că este primul capitol al veștii Mântuitorului. Ne ducem în Ierusalim, fraților, și ne așteaptă oamenii păcătoși. Plecăm acum din biserică, ne așteaptă toți cei care vor trage de noi, ne ducem acasă, nu avem loc în parcare. Provocarea este peste tot. Dar a treia zi va învia. Cu cât învățăm să ne luptăm și să ne șlefuim pe noi, cum zicea Părintele Arsenie, tată, toată viața ne șlefuim, ne nivelăm, ne lustruim și la sfârșit trebuie să mai emanăm și un miros plăcut. Din aceste lucruri se face un stil de viață frumos și sănătos ca efect. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu.